Binecuvioși părinți, iubiți credincioși, cu darul Dumnezeu, iată, am săvârșit taina Sfântului Masului pentru sănătate, pentru pace sufletească, pentru încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu poartă de grijă de fiecare și Dumnezeu pe fiecare îl poartă în inima sa. Dar ca Dumnezeu să ne poarte în inima Lui, trebuie ca și noi să ne silim, să ne întoarcem mai întâi în inima lui Dumnezeu, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Ce înseamnă a te întoarce? Înseamnă a-ți veni în sine, precum Fiul cel risipitor. Adică a-ți aduce aminte de Dumnezeul tău, de Părintele tău. Am săvârșit taina Sfântului Masului la cererea mai multor binecredincioși creștini. Dar nu de acum, de când a apărut ispita aceasta mai mare în întreaga lume cu acest virus care bântuie întreaga omenire, ci încă imediat, chiar după sărbătorile de iarnă, tot am fost întrebați când și cum săvârșim taina Sfântului Masului. Și încă de atunci, imediat după sărbătorile de iarnă, după Consiliul de început de an, am stabilit că în perioada aceasta, între 16 și 22 martie, să săvârșim taina Sfântului Masului în fiecare zi cu mai mulți slujitori. Deși ceea ce noi astăzi am săvârșit și vom săvârși zilele următoare nu este altceva decât a da curs firesc la o rugăminte a dumneavoastră, care sunteți fiii bisericii. Și iată, Dumnezeu a îngăduit ca între timp să apară și această neputință îngăduită de Dumnezeu pentru păcatele omenirii, pentru păcatele noastre ale tuturor, să vină și această neputință și s-a întâlnit, iată, una cu alta. Și vom sluji zilele acestea în aer liber și vă rugăm și pe dumneavoastră să respectați întru totul legile care sunt transmise, ordinele care sunt transmise, de asta la o anumită distanță, unul față de celălalt, cel care are cumva simptome de o răceală, de o viroză, ceva respiratorie, să se îngrijească prima dată, dar mai întâi de toate să nu se sperie. Nu orice de acum viroză respiratorie este și virusul care bântuie. Ne-au ocrotit și rugăm pe prea bunul Dumnezeu să ocrotească neamul și țara și nu numai, întreaga omenire, să oprească. Așa cum am zis și ieri. Să oprească această neputință. Această încercare este o certare de la Dumnezeu. Haideți să ne întoarcem un pic cu mintea în urmă și să vedem cam câte și câte legi și planuri se făcuseră și se fac pentru câte și câte nelegiuiri din lumea aceasta. Pentru ca să spunem păcatelor că sunt firești, cele care sunt nefirești, și câte și câte alte fără de legi și blestemății, uitând că Sfânta Scriptură arată limpede clar că păcatul este pedepsit de Dumnezeu, că Dumnezeu îngăduie, așteaptă ca un părinte bun, dar când vede de acum că omul prea nu mai vrea să se întoarcă, atunci îl ceartă și îl încearcă. Dar nu o face din răzbunare sau ca o pedeapsă, ci o face pentru ca omul să se trezească. Și sincer să fiu și sincer să ne cercetăm fiecare dintre noi, vedem că parcă zilele acestea am mai aprins candela în casă și cred că nu au rămas doar numai cele 4 milioane și ceva de candele de care s-au spus că ard, atunci când a fost referendumul pentru familie. Și cred că s-au mulțit, căci vă amintiți atunci, a fost chemați cu toții să-mi dăm un vot normalității, firescului, și s-au prezentat la acel vot în jur de 4 milioane și ceva. A zis Mitropolitul Moldovei în acel an, imediat la hramul cuvioasei Parascheva, că neprezența, nelucrarea noastră, trebuie să ne o asumăm absolut cu toții, să ne asumăm această faptă pe care a făcut-o de a nu ne prezenta unii, desigur.
așa de a nu se prezenta. Iată, văd cumva ca o vărguță de trezire, de trezirea conștiinței. Repet, Dumnezeu este bun și milostiv și în iubirea Lui ne încearcă și ne cercetează pe noi ca să ne trezim și să revenim, să vedem cât de departe am plecat de El, de la El. De aceea, iubiți credincioși, venind către biserică și dumneavoastră, noi toți am răspuns dorinței și credincioșilor noștri și am răspuns cu dragoste și vedeți dumneavoastră, dacă e să mergem în Sfântul Altar, să vedem acolo e un tabel, o listă unde am spus ca preoții să scrie fiecare, câte minim 7 în fiecare zi. Și iată că astăzi au fost mai mulți de 7 slujitori. Aceasta arată dragoste a părinților față de Biserica lui Hristos, față de Hristos Domnul, față de noi toți. Dar dragostea aceasta nu vine de la ei, ci dragostea vine de la Hristos Domnul, de la Dumnezeu Mântuitorul nostru, care picură în inimile noastre și așa cum a picurat și rog să picure în inimile tuturor creștinilor, dragoste față de aproapele și unitate. Spunea cineva chiar zilele acestea că a crescut în aceste zile egoismul și fiecare a căutat să se blindeze pe sine cu de toate, temându-se și îngrijindu-se de cele trupești mai mult decât cele duhovnicești. Sincer să fiu, acum astăzi spui un amănunt și din viața noastră, de aici din mănăstire. Îmi spune un părinte, cred că ar trebui să mai achiziționăm și noi ceva ulei, pentru că ceea ce avem, rezerva care o avem, e posibil să trecem de Sfintele Paști un pic mai încolo. Iar eu am zis, în acest haos care e, să mai apărăm și noi că ne-am pierdut cumpătul, că ne-am pierdut firescul, că de acum nu mai avem încredere, va purta Dumnezeu de grijă. De aceea vă îndemn la echilibru în această zi. Și în această primă zi, când săvârșim taina Sfântului Maslu, aici, în aer liber, stând așa, respectând rânduielile legii, rânduielile care s-au impus în aceste zile. Deci, purtăm și trebuie să purtăm și să aducem înaintea lui Dumnezeu. Și ori de câte ori aprindem candela în casă, ori de câte ori facem o închinăciune sau rugăciune, Doamne, ai milă de zidirea Ta. Am greșit cu toții înaintea lui Dumnezeu. Împreună netrebnici ne-am făcut, cum se spune rugăciunea de într-una de rugăciunile la Sfântul Maslu. Împreună netrebnici ne-am făcut, împreună ne-am depărtat de porunca Ta. Deci ia, dar iată că acum ne putem să ne revenim și trebuie să ne revenim. Trebuie ca să fim cu Hristos. De aceea, având în inimă pe toți, purtându-i inima pe toți și pe cei care sunt în amară suferință, să ne aducem aminte de frații care sunt în Italia, de creștinii din Italia, de frații români și nu numai, să ne aducem aminte de suferința lor și de ceea ce se întâmplă în aceste zile. Dumnezeu prea bunul să ne întărească pe toți în râvnă și în dragoste. Și dragii mei, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 8, ultimele versete, dacă mă înșel, versetele 34, 35, 36, ultimele versete din capitolul acesta spune în felul următor, oare ce mă va despărți pe mine de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, boala, foametea, sau mai știu ce, sau prigoana, nimic nu trebuie să ne despartă pe noi de dragostea lui Hristos. De aceea vă îndemn să vă păstrați calmul, să vă păstrați așezarea, să vă păstrați echilibrul și așa cum am zis și ieri, știe Dumnezeu de fiecare. Și acum mi-a mai venit în minte
niște versuri de la Sfântul Ioan Iacob. N-am să le recit pe toate, ci doar numai poate în parte, dar să vă spun istorioara, pusă în versuri de Sfântul Ioan Iacob. Se spune că Dumnezeu prea bunul a trimis pe îngerul său la o casă, acolo unde erau mai mulți copii și nu era mai nimic acolo în jurul casei, și să ducă și să ia sufletul mamei. Când a intrat îngerul, se spune, în casă, a văzut mama necăjită, acolo gata pe patul morții, acolo copii mai mulți de jur împrejur care își plângeau mama, și îngerul îi se face milă. Îi se face milă când vede toate și se întoarce înaintea preabunului Dumnezeu și îi spune, Doamne, când m-ai trimis să-l iau pe cel bogat, l-am luat. Când m-ai trimis să-l iau pe cel sărac, l-am luat. Când m-ai trimis să-l iau pe cel bătrân, l-am luat. Când m-ai trimis să-l iau pe prunc, l-am luat. Pe tineri, Doamne, dar iartă-mă, acum nu pot să o fac. Zice că Dumnezeu prea bunul, privind cu blândețe la el, îi spune, du-te în adâncul mării și mi-adu acea piatră. Iute îngerul coboară și în adâncuri se cufundă. Ia piatra, se întoarce înaintea lui Dumnezeu și îi zice, desfă-o. Când o desface, în mijloc ce era? Un vierme. Și Dumnezeu întreabă, dar de acesta oare cine poartă grijă? Deci dacă Dumnezeu se îngrijește absolut de toate, știți în Evanghelia de la Matei, că și nu-i fericel de iarbă și de păsările acestea care frumos cântă și ne înconjoară, absolut poartă grijă de fiecare, au doar noi, de noi, care suntem chipul Lui. De aceea să ne întărim în credință, în râvnă și în dragoste și să nu uităm că totuși aici nu avem cetate stătătoare, că aici suntem trecători și trebuie să ne clădim cetatea sufletului, trebuie să purtăm grijă de suflet, de viața trecea duhovnicească.